Jean de la Hir, Cei trei cercetași, numărul 1, La voia întâmplării, revistă de aventuri extraordinare, an de apariție 1934. Capitolul 1, Accidentul fatal. Păzește, tată, păzește, strigă Raimondo înspăimântat. Prea târziu, halatul lui Peter Balsan, ridicat de un violent curent de aer produs de o fereastră deschisă, fu prins între cilindrul și cureaua de transmisie și nenorocitul, simțindu-se tras instinctiv, întinse brațele înainte. Pentru mai multe cărți de acest gen, nu uitați să vă abonați la acest canal, iar dacă vă place, nu uitați să dați un like, pentru că mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc!